Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit la Actualitatea Românească. Astăzi, ultima emisiune din acest an. O emisiune la mare concurență cu alte posturi care transmit mesaje importante. O emisiune în care să vă fac niște dezvăluiri foarte interesante. O emisiune care se transmite doar pe pagina Meritocrația România, pentru că mi-am dat seama că făcând simultan pe două conturi de Facebook scade foarte mult audiența, numărul de vizualizări, pentru că algoritmii Facebook de promovare depind de câte distribuiri sunt pe o pagină și crește exponențial odată cu creșterea numărului de distribuiri. Așa că, pentru o audiență mai mare a acestei emisiuni, o să încerc să o fac doar pe Meritocrația România, cu mențiunea că, în cazul în care emisiunea va fi sabotată, va fi închisă sau întreruptă, imediat sunt pregătit să intru pe pagina Meritocrația Primo cu continuarea emisiunii. Deci toți cei ce vedeți această emisiune pe Meritocrația România, în cazul în care se întrerupe, să știți că imediat puteți intra pe Meritocrația Primă, unde continuă. Trăim vremuri foarte ciudate, vremuri foarte urâte. Iată, chiar înainte să intru în direct, am aflat că Diana a avut probleme foarte mari. Amenințări. Eu am avut probleme foarte mari, astăzi șocante, despre care nu vreau și nu pot să vorbesc. Și văd că Anca Alexandrescu a primit astăzi o amendă de 60.000 de lei, cu care în sfârșit îmi depășește recordul de amendă de 40.000. Chiar vorbeam cu ea miercuri la București. Și îmi spunea că cea mai mare amendă pe care a luat-o până atunci, până miercuri, a fost de 40.000 de lei. Și eu râdeam spunând că oricât de mare prezentatoare e, ea n-a reușit încă să îmi depășească recordul de 40.000. Iată că astăzi m-a depășit și la capitolul amenzi. 60.000 de lei amendă pentru că a îndrăznit să dea în vileag sistemul mafiot care transformă România într-o colonie și pe noi în pradă. Lupta cu satanele care stăpânesc România, dragii mei, a intrat într-o nouă etapă. Până acum, noi ăștia care lătram, dar rusul își vedea de drum, eram ignorați, ni se mai trăgea câte o lăbuță peste bot, câte o amenduță, câte o interdicție, noi schelălăiam și ei își vedeau de drum. Iată că de azi intrăm într-o nouă etapă, o etapă superioară, în care gluma se îngroașă. Se pare că a început să le fie frică de noi, am început să ne ia mai în serios. S-ar putea să fie etapa premergătoare asasinatelor politice. S-ar putea ca următoarea etapă să nu mai poată fi comentată de oameni ca mine, ca Diana sau de Anca Alexandrescu. Să ne întoarcem la vremurile, pe trista amintire, când oponenții politici erau lichidați și pseudo-democrația în care trăim să nu mai bă nicio relevanță pentru ei, să nu-i mai intereseze nici abureala poporului cu această porcărie care ei spun democrație. Ceva minunat. Aveți toate drepturile. Dragii mei, atâta umilință și batjocură câtă suportă acest popor, n-am crezut în 55 de ani că e posibil nici să suporți, dar nici să produci.
Deci, dragii mei, atunci când supui un popor în o astfel de umilință, un astfel de batjocuri, nu mai e o chestiune de jaf, nu mai e o chestiune că vrei să te îmbogățești pe spinarea lor, nu mai e o chestiune că, vezi, Doamne, sunt interese superioare. Nu. Când faci așa ceva unui popor, înseamnă că pur și simplu îl urăști. Nici măcar disprețuiești. Îl urăști de-a dreptul. Da, citesc că la unii nu merge. Îmi pare rău, nu e vina mea, văd că la alții merge. Dumnezeu știe ce se întâmplă și tainele Facebook-ului sunt de o adâncime de necuprins. Încercați să intrați, să dați din nou restart, să intrați de pe alt telefon, de pe alt computer. Îmi pare rău pentru cei ce nu reușesc să vizioneze emisiunea din această seară. Eu o să încerc să o duc la capăt. Sunt convins că vor încerca să pună piedici. Pentru că, așa cum vă spuneam, am intrat într-o nouă etapă și sunt curios de ce surpriză ne așteaptă. Dragii mei, mă uitam astăzi la televizor, la știri, șocat de cozile imense care sunt la firmele de energie electrică, distribuitorii de energie electrică, pentru acea chestiune birocratică numită declarație pentru calculul consumului de curent electric, pentru forma subvenționată prin care oamenii să plătească un tarif de 0,68 de kilowatt și nu 1,3. Băi, fraților, eu nu cred că cel ce a făcut legea asta, nu pot să cred, că a ajuns ministru, e vorba de Virgil Popescu, imbecilul pe care îl cunoașteți foarte bine, trădătorul de țară, nenorocitul, care cu siguranță își va găsi un loc de cinste în istorie printre marii trădători ai țării. Eu nu cred că acest nenorocit, atunci când a făcut această lege, nu s-a gândit, bă, tată, dacă eu îi pun pe oameni să dea declarații ca să obțină tariful preferențial tuturor celor care dețin mai mult de o proprietate, asta înseamnă milioane de declarații. Cum pot eu să gestionez, cum poate firma de distribuție să gestioneze milioane de cereri, atenție, în mai puțin de 10 zile și ălea care cuprind și Revelionul și Crăciunul, care sunt libere, care pe lângă că sunt libere aproape în toate instituțiile, în toate firmele și perioada dintre ele este liberă, este de concediu. Cum să gestioneze distribuitorul, furnizorul de curent electric? Nu în 10 zile. Cum să gestioneze într-un an de zile milioane de cere, nu numai că să le ia în evidență, dar nu numai să le introducă în computere pentru fiecare client în parte care are tariful ăla, care are tariful celălalt, dar mai trebuie să și verifici dacă e adevărat că pe lângă ăștia care au cel puțin două proprietăți, mai sunt cei care sunt familii monoparentale, care dacă ești familie, soț-soție și ai copii, plătești tariful maxim. Dacă ești doar soțul sau soția și ai în întreținere copilul, plătești tariful preferențial. Adică toți oamenii din România care sunt divorțați, și sunt foarte mulți, aproape că nu e familie în România astăzi, care să nu aibă un divorț rapid, aproape toți, bă, fraților, au copil care
ori e sub 18 ani, ori este sub 24, că e la facultate și se încadrează. Deci, la milioanele de dăia care au două proprietăți, mai mult de o proprietate, sau cei care sunt divorțați și au copilul în întreținere, se mai adaugă ăștia milioane și care în total fac, eu zic că peste 10 milioane de declarații. Păi se blochează softurile dacă trimiți online. Se întâmplă ce se întâmplă la ușile furnizorilor de curent electric. Este de neimaginat. Cum poți să fii așa de imbecil sau așa de ticălos ca să dai o astfel de lege cu astfel de chestie birocratică? Asta dovedește încă o dată cât de putră de sistem. Asta dovedește încă o dată că în fruntea țării ajung cei mai proști și imbecili oameni, care pe lângă că sunt proști și imbecili, mai sunt și trădători de țară. Este, nu este revoltător. Bă, fraților, băi, nu v-a ajuns cuțitul la os încă. Încă mai puteți suporta? După ce că v-au crescut tarifele, după ce că au produs hiperinflație, după ce că au făcut tot posibilul să desființeze întreprinderile care produceau curent electric, după ce că au făcut tot posibilul să scadă producția de gaz a României, astfel încât să fim în deficit și cu producția de gaz și cu producția de curent, ca să explodeze prețurile la energie și la gaz, după ce că asta a dus la hiperinflație, după ce că inflația e uriașă și ei încă n-au crescut un salariu sau pensia omului de rând. Deci avem inflație deja de un an de zile. Bă, frate, ca și cum n-ar fi de ajuns, își mai bat joc și de noi, ținându-ne pe la cozi, rugându-ne, stând ca milogi, ca să fim băgați la preferențiale. Băi, este incredibil ce fac noi. Cât mai puteți suporta? Băi, fraților, ce popor suntem? Mă uitam tot astăzi la știri. Și ca ajutoare din UE. Au trimis aia din UE, au simțit că românii sunt, hai, ajutați-ne, ajutați-ne, ajutați-ne. Chiar asta eu nu înțeleg deloc la român cu ajutați-ne. De ce trebuie noi, românii, mereu, mereu, mereu să fim ajutați? Păi noi n-avem două mâini. Două picioare, n-avem cap. Mă uit și la romii noștri de pe la Paris, de pe la unde i-am mai întâlnit. Peste tot prin metrouri, ajutați-ne, ajutați-ne. Bă, tată, de multe ori îi întreb, bă, tată, dar ai două mâini, ai două picioare, ai cap. Eu am tot ce ai și tu. De ce eu trebuie să te ajut pe tine? De ce nu trebuie tu să mă ajuți pe mine? Dar de ce trebuie să ne ajutăm unul pe altul? Nu înțeleg. De ce? Cum să te umilești atâta? Ajutați-mă. Uniunea Europeană, ajutați-mă. Am văzut milioane de români care se vaită și plâng și ajutați-mă, ajutați-mă să primească ajutoare de la Uniunea Europeană. Rupeau hainele de pe ei, se înjurau, se îmbrânceau, stăteau la cozi uriașe. Să primească ce? Un kil de zahăr și un litru de ulei și un kil de făină. Băi, oameni, băi, mai bine mor de foame decât să mă umilesc în halul ăsta. Este un popor care își cere bagiocul acelor frații, care se vrea umilit. Dar ce poți să spui despre poporul ăsta pe care austriecii îl umilesc în ultimul hal? Spunându-i, hai, băști, Valea, n-aveți ce căuta în Europa? Iar noi mă uitam astăzi, treceam pe lângă benzinărie Petrom și mă uitam. Vă spuneam săptămâna trecută că eram uimit, am numărat 5 mașini care erau la alimentat într-o benzinărie cu OMV. Astăzi treceam pe dreptul aceleași benzinării OMV. Băi, oameni, nici n-am putut să le număr. Era înghesuială. Coadă! Până am suportat, am tras lângă,
După benzinărie m-am întors și am întrebat, dumne, dar ce se dă aici de așa gândă? A, zice, prețul mai bun și dă o cafea pe gratis cine alimentează aici. Cum zic, mă, și vă vindeți pentru o cafea? Păi știți ce au făcut ăștia? României, cum Austria, cum știți? S-a uitat ăla la mine ca la un prost. Zice, bă, nene, vă zice, pe mine nu mă interesează Schengenul vostru, mă. Pe mine mă interesează că e mai ieftin, bă, și că dă o cafea. Ce poți să mai zici la așa ceva? Poate să te umilească oricât? Poate să te baciocorească, să te calce în picioare? Să-ți reguleze nevasta? Să-ți omoare copilul? Bă, dacă ți-a dat o cafea. Bă, dacă ți-a dat. Ai prins o mocangeală? Păi valorează 10 neveste și 25 de copii chestia asta, bă, frate. Păi stai, bă, tată, că noi suntem poporul unic în Europa care își vinde copiii, bă, fraților. Este de notorietate comerțul cu copii români. Sigur că da, o să ziceți că nu români. Ba da, vă spun eu. Români, nu romi, români, care își vând copiii pe 2-3.000 de euro. Băi, oameni buni, e export de copii din România. Pe 2-3.000 de euro. E plină Europa de românce care fac copii pentru occidentali pentru 5.000 de euro. Asta e poporul nostru, băi, oameni. Fiți atenți, 52, sondaj de opinie în Austria, 52% dintre austrieci ar vota în cazul în care ar fi întrebați dacă sunt de acord cu decizia lui Nehammer de a nu fi de acord cu intrarea României în Schengen, 52% dintre austrieci sunt de acord cu ce a făcut Nehammer. Deci, cancelarul, primul ministru al Austriei a avut acoperire populară în veto-ul lui împotriva României. El a fost în asentimentul poporului, el a făcut nimic nedemocratic pentru Austria. Poporul i-a sprijinit veto-ul împotriva României. Și noi toți ziceam și la televizor, mass media, săria, nu domne că Austria n-are nimic cu România. Poporul austriac iubește România. Numai nebunul ăsta, ticălosul ăsta, măcelarul ăsta de neamă. Apropo, știți că ăsta care e cancelarul Austriei, ca să vedeți ce lege, ce meritocrație. E de meserie măcelar? Că și-a cumpărat o diplomă, la fel cum și-a cumpărat Ciolacu, cum și-au cumpărat toți ăștia ai noștri. Și-a cumpărat o diplomă, nu la 27 ca Ciolacu, la 40 de ani, când a ajuns mare politician. Din măcelar s-a transformat în, nu știu, politician din ăsta, cu studii superioare. Păi vă dați seama cine conduce lumea. Te mir de România. Păi uitați-vă aici, mă, frate. În Austria, un măcelar, un idiot, un mațe fripte, un nei ca nimeni, un ciurli burli, e primul ministru Austria. Ăsta e sistemul. Da, da, fiți adevărat. Are sprijin popular împotriva României. 52% dintre austrieci sunt de acord cu decizia lui Nehammer de a exprima veto împotriva României și doar 34% n-au fost de acord. Mai mult, prin decizia aceasta de a se opune intrării României în Schengen, partidul lui Nehammer a trecut din nou pe primul loc în sondaje și la alegeri va câștiga relaxat. Din nou va fi pe primul loc în alegerile, în alegerile parlamentare din Austria. Păi nu mai veniți, bă, fraților, să-mi ziceți mie că de fapt suntem iubiți, dar este unul care nu ne iubește. Se adeverește ce v-am spus. Nu suntem considerați de ei lor, nu suntem frați cu ei, nu suntem bine primiți la masa lor, nu ne iubesc, nu ne agrează, nu ne acceptă. Suntem non grata, suntem buni doar să se folosească de noi. Și în rest, Valea,
Stați acolo la voi, la periferie, în țigănie. Asta este adevărul, dragi. Și noi mergem cu sărâna. Și nouă ne spune președintele nostru că nu trebuie să ne enervăm, nu trebuie să boicotăm, nu trebuie să ne supărăm, nu trebuie să luăm nicio măsură. Nu, că nu-i frumos. Nu ar fi frumos. Ministrul nostru de externe ne spunea săptămâna care a trecut că trebuie să fim diplomați. Trebuie să tratăm acest refuz al Austriei ca pe ceva nu foarte grav. Că într-o bună zi tot vom intra, până la urmă. Trebuie să avem răbdare. Auziți, bă, fraților, că el se va implica de acum încolo și va rezolva într-o anumită perioadă de timp nespecificată problema Schengen. Păi, mă, frate, de 11 ani nu suntem primiți. De 11 ani suntem tot amânați. Ministrul nostru de externe, domnul Goldman, este ministru de externe de 2-3 ani. Păi, mă, frate, n-ai avut timp să pregătești acest Consiliu Jai, astfel încât România să fie pregătită? N-ai avut timp să iei toate măsurile ca la Consiliul ăsta Jai să fim primiți așa cum a făcut Croația? Croația s-a pregătit pentru acest Consiliu Jai, a șantajat pe toată lumea, a șmecherit pe toată lumea, a tras forile cu Germania și a fost primită. De ce? Pentru că au avut președinte și prim-ministru care s-a luptat pentru Croația. România a fost o țară pe care a reprezentat-o Ciupalacu Bode. Un individ cu un IQ probabil pe la 75-80, care nu poate fi mai mult de șef de CAP în nicio societate, chiar și într-una pseudo-democratică normală, bă, individul ăsta care mai mult de șef de CAP nu poate să fie, a reprezentat interesele României la Consiliul Jai și a pregătit aderarea României la Schengen. Și rezultatul îl vedeți. Cum am intrat la Consiliul Jai, așa am ieșit. Incredibil să trimiți la Consiliul Jai să negocieze, să vorbească un individ care nu știe limba engleză măcar. Băi, oameni, ce rușine! Să ai un prim-ministru care să... Bă, frate, auzi că a fost pe frontul, în Afganistan, în Kosovo, unde a fost... Bă, și nu știe limba engleză. Băi, noaptea minții. Pe nimeni nu a interesat interesul României. Pe nimeni n-a interesat să slujească interesul României. Și fiecare zice că nu e nimic grav, că n-a fost treaba lui. N-a fost nici treaba lui. Klaus Iohannis, care e președintele României și el este primul reprezentant care trebuie să lupte pe plan internațional pentru interesele țării. Păi nu l-a interesat, nu s-a implicat, dar de acum încolo se va implica. Păi bă, tată, cum de acum încolo? E ca și cum ai spune, bă, n-am învățat pentru examen, acum în iarnă, dar o să învăț pentru examenul, nu din vară, din toamnă. Dar nu-i niciun cam. Nu. Mi-a zis Klaus al nostru că nu e grav, răbdare, e langzăm, langzăm, el așa le face pe toată, încetișor, încetișor. E ca un banc ăla, știți, ca un prieten mi-a spus un banc cu Klaus. Și eu îi zice, să vi-l spun și vouă, că e păcat să nu l-au. Și că îl întreabă reporterii pe Klaus Iohannis. Domnul Klaus Iohannis, e adevărat că vă plac melcii, că sunt o delicatesă? Da, zice, îmi plac foarte mult, dar nu prea mănânc, că e o problemă. Nu prea am parte de ei. Bă, care e problema, domnul președinte? Ce problemă aveți? De ce nu aveți parte, dacă vă ziceți că vă plac așa? A, zice, sunt greu de prins. Asta e președintele nostru, dragii mei. Nu numai că e foarte lent, săracul, și în gândire, și în faptă, dar nici nu prea îl interesează pe el interesul României. El probabil că nu s-a implicat și pentru că se simțea între ciocan și nicovală. Oficial el trebuia acolo să reprezinte interesul României,
iar sufletește trebuia să reprezinte interesul Austriei și a Germaniei. Păi ce să caute el acolo? Că era între Ciocan și Nicovală. Și probabil că de aia nu s-a băgat. Maestru Goldman nu s-a fi băgat, el știe. Nu? Ei așa de felul lor, ăștia Goldmanii, în general, dacă nu e rost de firfirei, nu se bagă. Nu. Și cine să-i dea lui firfirei ca să apere soarta României? Dacă noi românii nu ne-am strâns să punem mână de la mână, să-l stimulăm pe conul Goldman să ne reprezinte, bă, dacă nu puneți banul, dacă nu ați strâns, ce să vă fac? Trebuia să faceți și voi o chetă să... Asta e, n-ați strâns, ghinion, altă dată. Vedem, poate, dacă vă vine vreo idee între timp, dacă faceți o chetă, mă bag, dacă nu, asta e, nu ne vrea Europa. Dragii mei, cu boicotarea benzinăriilor, OMV, e clar, e moartă. Cu boicotarea conturilor firmelor austriece, e moartă și vă spun sigur câți oameni cunosc eu și care aveau sau au cont la Raiffeisen sau la BCR, nici unul. Am întrebat vreo 10 pe care îi cunosc, așa de curiozitate, la mișto mai mult, în glumă am întrebat. Na, cum e? Ți-ai desfințat contul la BCR? Du-te, bă, de aici, ce e nebun, mă apuc acum să-mi deschid contul noi, să mut banii. De ce? Că zice unul la televizor sau altul. Ce treabă am eu cu boicotul lor? Deci, bă, fraților, nu vă așteptați la conștiință națională. Noi suntem buni la dați-mi și ajutați-mi. Dacă îmi vine vorba de a lupta, de a avea conștiință națională. Bă, frații, eu știu de mult cu ce popor am de-a face. Ca să nu credeți că s-au terminat atunci. Uitați-vă ce legi noi din acum cu LGBT-ul. Uitați-vă că va trebui, vrem, nu vrem. Așa e programa școlară. De acum încolo copiii noștri vor învăța din școala gimnazială să se masturbeze, să știe ce înseamnă schimbarea de sex, să afle că nu e nimic rău să fii homosexual, să afle că e chiar un lucru bun să faci sex cu un om de sexul tău, să știe că au drepturi, dintre altele, să schimbe sexul. Toate astea copiii noștri le vor învăța la școală, dragii mei, începând de la an. Sigur că probabil noi, fiind un popor creștin, fiind un popor conservator, tradiționalist, mai că dacă s-ar fi făcut un referendum, 90% din români ar fi votat împotrivă. Dar reprezentanții voștri, cei pe care i-ați ales, i-ați trimis să vă reprezinte în Parlament, n-au simțit bine ce ați votat voi la un referendum și au votat pe dos. Așa că o să aveți educație pentru copiii voștri LGBT-iste și să nu vă mirați dacă o să vă vină copii acasă și o să vă spună că vor să se masturbeze odată cu voi, părinții, sau că vor să schimbe sexul, sau că vor să facă sex cu vecinul Ionică, cel ce n-are frică de faptul că fiul lui Gheorghiță e de acela sex. Înțelegeți? Deci, urmează chestii foarte, foarte interesante în societatea românească și vă spun o chestie, pe toate le merită. Tot ce urmează să ni se întâmple, merită. Urmează, acum știți foarte bine, obligatorie pentru toți copiii cu tot ceea ce zice tovarășul Sereș. Tot ce va spune tovarășul Sereș cu Bill Gates, că și cu Ursula, că e bine și că trebuie să facă copiii voștri, vor face. Nu va conta dacă sunteți de acord sau nu. Păi vă dați seama, bă, fraților, vă dați seama ce măcelărie, ce măcel
urmează pentru copiii voștri, dar le meritați. Pentru că toate astea sunt votate în Parlament de reprezentanții voștri. Acum 10 ani când zicea primul, bă, frate, nu mai e cazul de democrație reprezentativă. Este ceva retrograd, ceva neadevărat, e o pseudo-democrație. Trebuie să trecem la democrație participativă, să votăm noi direct, noi românii, să votăm direct orice propunere legislativă a guvernului. Aoleu, să reau pe mine cu miile. Primul dictatorul, primul antidemocrat, primul ticălosul, interdicții de a mai apărea la televiziuni, ci că sunt antisistem, sunt dușmanul democrației, dușmanul sistemului. Trebuia să fiu complet cenzurat, pentru că stricam poporul. Numai că primul n-a reușit să vă strice și acum aveți parte și de vaccinare obligatorie, și de educație LGBT, aveți parte și de jaf total, și de batjocură totală din partea Europei. Aveți parte și de taxe peste taxe și impozite la case de dracu o să vă găsească, că nu o să mai vreți să aveți proprietate, o să preferați să stați cu chirie și o să vă dați casa pe nimic. Mai ales că fiți atenți acum. Poate nu o știți pe ultima. Comisia Europeană a decis ieri că fiecare gospodărie va plăti o taxă, o taxă pe amprenta de carbon în funcție de consumul de gaz și de combustibil auto. Care, atenție, trebuie implementată cel mai târziu până la 1 ianuarie 2027, adică în următorii 4 ani. Deci, pe lângă impozit uriaș, care deja se știe, pe case, pentru că trebuie să descurajeze proprietatea, pentru că, v-a spus Klaus Schwab, nu o să mai aveți nimic, dar o să fiți fericiți. Eu o să fiți fericiți nu numai pentru că nu o să mai aveți casă, dar o să fiți fericiți și pentru că o să plătiți taxe pentru că vă faceți căldură, că vă încălziți locuința, că vă urcați în mașină. Taxe, tată, băgați taxe. Astfel încât să nu vă mai rămână din munca voastră decât atât cât să mâncați și să respirați. Atât. În rest, taxe, totul se ia. Păi, dragii mei, este umilință peste umilință și este această batjocură pentru că voi o suportați și o meritați. Fiți atenți, o altă umilință imensă pe care o primește România. Bă, fraților, sâmbătă a avut loc la Palatul Cotroceni, în prezența lui Klaus Iohannis și a Ursulei von der Leyen, fiți atenți, o chestie girată de corifei politicii mondiale. Ceremonia semnării acordului între guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, României și Ungariei privind parteneriatul strategic, iar când aud de parteneriat strategic, mi-e zbube, în domeniul dezvoltării transportului energiei electrice. Și verzi. Fiți atenți, cu asta cu verziul mă omoră. Dar haideți să vă explic despre ce vorba. A venit Orban, foarte prietenos, Victor Orban al Ungariei, foarte prietenos, foarte împăciuitor, foarte, cum să vă spun, ca un frate. Atât de cald și dulce cu poporul român, atât de mieros, atât de plăcut în declarații. Bă, ai fi zis, bă, nu se poate, bă, cum am putut noi să credem că ăsta vrea să ia Transilvania? Bă? Nota. Omul de o prietenie. Omul de o dulceață incredibilă. De ce? Ce vrea omul acesta? Ca un furtun, o țeavă, un cad, cum vreți să-i ziceți, la mișto mie îmi place să-i zic țavă. O țavă care vine tocmai din Azerbaidjan, trece pe sub Marea Neagră, traversează România, să se ducă mai departe în Ungaria, iar din Ungaria se ducă mai departe în Austria și în Germania, cu ce? Cu energie electrică. Fiți atenți. Pentru asta nu trebuie Schengen. Asta ca să treacă granița.
țava asta nu are nevoie de Schengen. Nu, 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 nu are nevoie de aprobări. Imediat s-a semnat tratatul. Parteneriatul strategic, imediat s-a semnat. Parteneriatul strategic, ca și românii să poată să treacă precum țava asta, aia nu. Numai resursele poate să treacă. Fără control la vamă. Fără coadă. Fără opreliști. Nu. Numai români. Resursele ce interesează pe ei, aia poate să treacă. Imediat se face parteneriatul strategic. Păi bă, fraților, am stat și m-am gândit la două chestii. Unu. Păi bă, Claus. Bă, Ciucă. Bă, Ciolacu, bă, Goldman, bă, Bode. Păi dacă voi știați că o să urmeze, că eu nu cred că s-a programat această acțiune, acest parteneriat strategic, această semnare de documente, nu cred că a fost gândită cu două zile înainte. Păi, dacă știați că o să ajungă la mâna noastră, de ce nu ați pus o condiție? Da, facem parteneriatul ăsta strategic prin care să ajungă energie electrică în toată Europa, trecând prin România. De ce nu ați zis? O facem. Dar odată cu Schengenul pentru țava de curent electric, să fie și Schengenul pentru români. De ce n-ați făcut asta? Dar altă întrebare am eu, foarte interesantă pentru Iohannis. Băi, Iohannis, de ce ai pus tu ca dată de semnare acestui parteneriat strategic între România și Uniunea Europeană, de fapt, nu Ungaria. De ce ai pus tu această dată după votul în JAI pentru intrarea României în Schengen? De ce l-ai pus înainte? Ca să poți să-l spui, da, noi votăm asta. Suntem de acord cu parteneriatul ăsta strategic. Dar vrem să fie în aceea zi cu JAI. Adică dacă voi să dați la JAI ca România să intre în Schengen, dăm și noi. Bă, frate, ok, n-ai pus în aceea zi. Dar dacă ai pus după, păi de ce nu fii mai clau să zici, bă, dacă voi nu ne-ați vrut în Schengen ca oameni, atunci să nu ne vreți nici ca conductă, nici ca țavă de curentele. Că era o chestie normală. Eu dacă eram președintele României, îi lăsam și pe Orban și pe Ursula să vină. Și când era să se semneze, spuneam doar atât, bă, când ați semnat voi pentru aderarea României la Schengen, semnez și eu aici, dar acum încă nu e semnată, la mai așteptăm. Vă mulțumesc, la revedere. Exact asta făceam, vă dau cuvântul meu. Asta și merită. O lăsam pe Ursula în gură și spuneam în părere. Dar nu puteți să vă bateți joc de poporul ăsta. Nu puteți să ne umiliți la nesfârșit. Nu așa era normal să pună problema Claus Iohannis? Păi dacă voi nu ne-ați vrut, nu vă vrem nici voi. Dar Claus al nostru semnează fără niciun fel de logic. Stați să vedeți alta. Tot legată de Schengen. Ca să vedeți cum acționează alții în aceeași situație. Croații aveau desemnat tratat tot cu ungurii pentru tranzitul nu a curentului electric, ci a petrolului descărcat în porturile croate, care să ajungă prin țevi în Ungaria. Ei bine, contractul expira și trebuia reînnoit pentru anul. Ce credeți că au făcut croații? Croații și șmeche nu le-au zis ungurilor nimic. I-au lăsat pe unguri să creadă că dacă ei, ungurii, votează pentru intrarea Croației în Schengen, ei, croații, o să fie și ei domn și o să le dea aceleași tarife pentru tranzitul petrolului prin Croație. Ungurii ce au zis? Bă, să ne știm interesul. Hai să votăm cu croații să intre în Schengen, că după aia când o fi desemnat contractul de tranzit a petrolului pentru anul, îi spunem și noi, bă, păstrați prețul, că ați văzut, noi dăm.
am votat pentru voi, am ajutat să intrați în Schengen, că dacă votam noi veto împotriva voastră, n-ați fi intrat în Schengen. Ce credeți că fac Croația? După ce ungurii votează pentru intrarea Croației în Schengen, după o săptămână se întâlnesc să semneze contractul. Ce credeți că fac Croația? Le spun ungurilor franc în față. Nu semnăm niciun contract pentru niciun tranzit de petrol decât în condițiile în care prețul crește cu 80% față de anul trecut. 80%! Nu 10-15% cât e inflația. 80%. Ungurii au sărit la sus. Zic, stai, tata, cum? Cum? 80%? Cum? Bă, stați, bă, să vedem, să discutăm. La care Croația au zis, nu avem nimic de discutat. Asta e prețul. Vă convine bine? Nu valea. Și ungurii, ce credeți că au făcut? Au semnat. De ce? Pentru că n-au de unde să ia altfel petrol. Așa se face diplomație. Asta e diplomația reală. Ce-au făcut croații? Nu numai că i-au păcălit să intre, dar i-au mai bulit și la bani. Exact ca la campionatul mondial, ați văzut? Băi, îi câștigă peste tot, în toate cele. De ce? Că sunt profesioniști. Că sunt conduși de profesioniști. Că fac totul ca lumea. Frumusețe, ați văzut care? După ce au luat locul 3 la campionatul mondial, am văzut astăzi secvențe la televizor cum petreceau lotul național de fotbal a Croației cu cântece fasciste, cu cântece din al doilea război mondial ale naziștilor care conduceau Croația. Vedeți? Ăsta e avantajul lor față de noi români. Ei au rămas fasciști, au rămas naziști, au rămas filogermani și filoideologia celui de-al patrulea Reich German, au rămas cu ea, au rămas fideli și pentru asta Germania a venit și a spus, Croația intră. România? N-am auzit vreodată în România să fie ceva filogerman. N-am auzit ca România să continue dragostea pentru noi. Ibermenșe. Ba mai mult, croații n-au trădat Germania în al doilea război mondial. Românii, după cum bate vântul, au întors armele. Cum au văzut că se apropie rușii de graniță, pac, au întors armele. Dacă peste două săptămâni contraatacau nemții și se retrăgeau rușii înapoi, să vedeți cum iară întorceam armele. Iar eram pro-germani. Noi întotdeauna, noi cum bate vântul, știți cum sunt ăștia ca noi, așa au o denumire, se numesc curve, masculine, așa se numește, între ghilimele. Așa suntem noi, dragii mei. Asta e firea noastră, e felul nostru. Da, da, ne costă. Germania pe croați îi respectă și îi ajută, pe noi românii ne scuipă și ne jefuiesc și ne bat jocoresc. Vedeți? Sunt niște chestii, niște evenimente pe care nimeni nu stă să vi le povestească, să vi le explice. Dar uitați-vă câtă însemnătate au. Și rămâi șocat când tu, România, ai avea arme cu care să lupți și să-ți câștigi drepturile. Când poți să folosești boicotul împotriva OMV, boicotul împotriva băncilor, boicotul împotriva țevii, care vine din Azerbaidjan cu curent electric să alimenteze toată Europa. Poți să folosești? Nu. Tu nu folosești. Tu ai, nu că tu n-ai ca precum croații două pistoale ca să lupți. Nu, tată, tu ai rachete hipersonice, tată. Păi tu dacă spui nu trece țava cu curent electric, ai bulit toată Europa. Dar tu nu folosești. De ce? Pentru că ai un președinte care nu slujește interesele acestei țări. Pentru că e o turmă de 20 de milioane de oi această țară, dar care are un cioban ticălos care vrea să o lase pe mâna lupilor. De-aia, dragii mei, trăim cum trăim și de-aia suntem umiliți și baciocoriți. De-aia suntem și cei mai săraci și cei mai prăpădiți și cavai de capul nostru.
De 30 de ani avem numai astfel de conducători. Și când vine unul și vă spune, bă, haideți să ne alegem conducătorii după alt sistem, după alte principii. Numai nu m-au băgat la pușcărie. Au zis că dușmanul democrației și a poporului sunt eu, că vreau să schimb Constituția. Că această Constituție care e acum trebuie să fie ultima. Trebuie să se termine istoria pentru România aici. Nu mai voie să existe nicio altă Constituție, fraților. Nu! Aici trebuie să se termine istoria pentru România. Atunci, dacă e așa, din România trebuie să suferă. Sigur că nu o să sufere politicienii. Nu o să sufere Ciucă, Ciolacu, Iohannis și familiile lor. Nu, o să suferiți voi. De ce? Pentru că acceptați lucrurile acestea. Lucruri pe care nu le poate face un conducător în Ungaria, în Austria, în Germania sau în Italia sau în Franța. Nu poți cu popoarele să faci așa ceva. Și cea mai bună dovadă e acest Nehammer, care se dovedește că a luat decizia care a fost pe placul poporului atunci când a exprimat veto împotriva României. Mă și miram, cum îți permiți tu în Austria, tu un măcelar, un ciurli burli, un mații fripti, cum îți permiți tu, bă, să faci ceva contrar voinței poporului austriac? Eu puneam și eu botul la ce ziceam ăștia la televizor, că poporul austriac nu e de acord cu decizia lui Nehammer. Am pus și eu botul, am zis, bă, așa o fi. Dar uite, a apărut sondajul. 52% sunt de acord, 34% doar nu sunt de acord cu decizia lui Nehammer. Deci, majoritate clară, evidentă, uriașă, în puține cazuri, poate să aibă un guvern sau o decizie a primului ministru, așa, o susținere. Păi, bă, fraților, când o să avem și noi, poporul român, puterea de a impune niște conducători care să lucreze în folosul nostru, atunci avem pretenția să trăim bine, să fim respectați și să nu mai trecem prin ceea ce trecem acum. E bine, mulți mă acuză, am multe mesaje în care sunt acuzat că nu mă vorbesc, că de 10 ani nu mă dau din gură pe Facebook și că nu fac nimic. Dragii mei, eu vă spun o chestie. Eu n-am 15 ani și nici nu sunt un ciuparat din ăla care e cu heirucul și care se aruncă cu capul înainte fără să se uite dacă e apă în piscină. Eu așa am învățat eu, așa am fost crescut eu, așa am evoluat eu în viață, să gândesc mereu înainte de a face ceva. Știu că 99% dintre români nu au fost educați în acest spirit. Știu că nu este o tradiție la poporul român să gândească înainte de a spune sau de a face ceva. Dar eu așa am fost educat. Să gândesc mereu înainte de a spune sau de a face ceva, să trăiesc viața ca pe un joc pe șah. Și eu știu că nu te duci la război fără armată. Sau te duci dacă ești tâmpit la cap. Dar cum să te duci să te bați cu rotșildienii care au serviciile secrete, care au președinție, care au guvern, care au justiție, care au poliția, care au băncile, care au banii? Cum să te duci tu, primul Laurențiu, la luptă cu ăștia, cu 2000 de membri în mișcarea meritocrată? Cum dracu, mă, fraților? Și în afară de suflete mari, nimic. Nici bani, nici servicii, nici armată, nici justiție, nici nimic. Cum dracu, mă, frate, să mă duc eu la război? Mamă, dar ce înjurături îmi luam. Și ce înjurături îmi iau și acum. Bă, dar tu numai de gură ești bun. Tu nu faci nimic. Ai ieșit vreodată în piață? Ce să fac în piață, tata? Unde sunt 100 de oameni? Păi eu trebuie să ies în piață. Păi înainte să ies și eu, trebuie să iasă cel puțin 1 milion de oameni. Păi eu sunt îl mai năcăjit și mai amărât că le-a ajuns cuțitul la os și trebuie să ies și eu
să fiu penibil acolo, să urlu una și alta cu încă 50 de oameni, cum am văzut că fac alți patrioți. Bă, fraților, eu am simțul penibilului. Eu am simțul eficienței. Eu dacă simt că mă duc la un război în care nu pot să, decât să pierd, nu mă duc. Eu așa am învățat de la Sun Tzu. Să nu plec niciodată la război dacă nu sunt sigur că o să câștig. Să nu plec niciodată la război dacă n-am armată mare, puternică și ar îmi dă garanția că voi câștiga. Păi voi mă înjurați că eu nu mă duc să mă fac acolo de râs? Să fiu penibil? Voi mă acuzați pe mine că nu fac nimic când eu măcar mă chinui de 10 ani să fac emisiunile astea. Dar voi nici atât nu faceți. Bă, voi nici măcar un like sau un distribuire nu dați la emisiunile astea. Dar voi mă acuzați pe mine că eu nu fac nimic, nu mă dau din gură. Eu care am peste 900 de emisiuni prin care încerc să vă deschid ochii și încerc să strâng o armată. Bă, și tot voi ăștia care îmi scrieți și că vă e frică să distribuiți sau să vă uitați ca să nu se afle. Voi îmi spuneți mie că eu sunt un nimic și că nu sunt în stare de nimic. Păi e drăguț, oameni buni. Păi nu vă meritați oare soarta? Sigur că da. Mă uit și nu-mi vine să cred, sunt siderat. Eu încerc să deschid ochii, mă zbat. Și văd la o emisiune că am 6.000 de like-uri și 4.000 de distribuiri. Păi bă, tată, mă. Dacă ți-a plăcut, de ce nu dai un distribuie, mă? Să faci atâta tot să faci, să nu faci emisiune ca mine. Să nu stai să o pregătești o oră înainte. Să nu stai să vorbești ca prostul. Numai să te uiți, să stai în fotoliu, să te uiți, să te distrezi. Mă, dar măcar atâta respect, mă. Mă, să-l distribui pe ăsta, să muncești și eu lângă el un pic. Dacă el vorbește la 1.000 de oameni, hai să vorbesc și eu prin el indirect la prietenii mei, la câți am, 5-10 prieteni. Băi, o chestie de bun simț, mă. Dar cât de nesimțit trebuie să fii? Să te uiți, să apreciezi, să spui, bă, dar păcat că nu mă gurai de el, dar tu să nu dai un distribuie. Asta este, se întâmplă în poporul acesta și își merită soarta. Asta este motivul pentru care poporul ăsta trăiește așa cum trăiește. Nu e un dat de la Dumnezeu. Dumnezeu, dragii mei, nu dă decât ceea ce merită la fiecare dintre noi. La fel și la nivel de popor. Noi nu ne merge rău și nu suntem în situația în care suntem. Pentru că e Dumnezeu rău cu noi. Nu, dragii mei. Dumnezeu este cel mai drept. Dă fiecăruia ceea ce merită. Iar dacă nu ne dă ceea ce vedeți, este pentru că asta merităm. Ei bine, vorbeam cu niște români care au venit din Basarabia despre situația din Republica Moldova. Înțeleg că situația este foarte gravă în Republica Moldova. Înțeleg că sărăcia a ajuns la cote extraordinare. Am înțeles că deja e anarhie acolo, nu mai există niciun fel de ordine, niciun fel de disciplină, este haos total. Dar Maiuța s-a plimbat prin toată lumea, luna trecută, ca să strângă sprijin să intre trupele NATO în Moldova. De ce? Pentru că este clar că urmează o revoluție populară împotriva doamnei Maia Soros. Acum nu știu, sigur că da. Sunt guri și guri. Unii spun că s-a căsătorit cu juniorul Soros, alții spun că nu sunt decât amanți, dar că legătura, iubirea e uriașă și nu se ascunde. Maiuța, am aflat și că e evreică, n-am știut până acum, că este evreică, exact la fel ca prietenul ei Zdrelenski. Nu mă mai miră nimic. Nu, deci... fiți atenți, Maia Sandu, evreică, Zelensky, evreu, Blinken, ministrul de externe al Statelor Unite, evreu, Victoria Nuland, evreică, asta adjunctul ei, Rosenberger, evreică, ăștia, ambasadorii, toți evrei. Unde te uiți? Numai evrei. Bă, n-am nimic cu ei.
Bă, dar cum se face, bă, dar așa, coincidență, că mă, oriunde te uiți, dai numai de evrei. Bă, frate, e incredibil, bă. Și că poporul Basarabean s-a săturat de mai și vrea să o dea jos. Bă, da, dacă vrea să o dea jos poporul, înseamnă că e mâna Rusiei, care vrea să organizeze lovitură de stat. Atenție! Numai americanoizii au voie să organizeze revoluții de stat. Revoluții. În Libia, în Irak, în Siria, în Ucraina, ei au voie să organizeze revoluții. Dar rușii n-ar avea voie. Nu. Pentru că nu sunt democrați. Ei, dacă nu sunt democrați, cum să faci tu revoluție? Nu, tată. Și cum să faci revoluție împotriva unei președinte cazare? Asta chiar ar fi una. Și atunci Maiuța s-a dus să-și exprime revolta cu privire la poporul ei, cât de ticălos poate să fie poporul ei, să vrea să facă o revoluție împotriva ei, o fică a neamului Cazar. Și s-a dus fata și a explicat în Statele Unite, la toată comunitatea evreiască. S-a dus în Franța, a explicat întregii comunități evreiești. Ce popor ingrat este poporul basarabean și cât de vândut e poporul basarabean Rusiei și lui Putin. Păi da, și dacă e așa, dacă s-au vândut poporul Rusiei, dacă vrea să facă o revoluție antidemocratică poporul basarabean, trebuie luate măsuri. Și iată cum iese la televizor, bă, frații, bă, nu-ți vine să crezi. Apare la televizor un ciurli burli, un prost alău, unul care, bă, vă spun, dacă l-aș vedea măturător pe stradă, n-aș zice că n-are față de măturător de stradă. Bă, frate, apare ciurli burli ăsta, care nu putea să vorbească, față de care ciucă par geniu. Șeful serviciilor de informații din Republica Moldova, zice atât. Este cel mai tare. Un fel de CIA al Moldovei și ăsta e șeful CIA-ului pe Moldova. Da, într-un fel nu greșesc, e șeful reprezentanței CIA pe Moldova. Bă, dar cum să pui așa un individ în funcția aia, bă? Un individ atât de lipsit de personalitate, de carism, atât de prost alău, atât de încuiat la minte. Bă, cu fața aia, care, bă, atât, bă, imediat când am văzut, mi-am adus aminte din școala gimnazială. Exact fața aveam unul în clasă de o prostie cruntă, era prostul clasei, care, bă, trebuia să-i explici o jumătate de oră de ce 4 ori 2 face 8 și luai în toate felurile să-i explici, să înțeleagă și tot nu înțeleagă. E exact de ăla, nu vă dau nume, că săracul cine știe, e un băiat de treabă, cum se cade. Bă, fraților, exact de ăla mi-a adus aminte. Bă, iese șeful CIA-ului Moldova și face precizări. Zice că el a declarat într-un interviu că Federația Rusă are el informat. Atenție! Nu are CIA-ul, nu are FBI-ul, nu are Mossad-ul, nimeni. Dar el, ciurli burli, tralala, mații fripte de ampulea, pardon, el are informații cum că Federația Rusă ar avea în plan să invadieze țara lui Ștefan cel Mare. La începutul fix al anului 2023, nici mai devreme, nici mai târziu. El știe care informații, el are spioni infiltrați sub patul lui Putin, în mâneca stângă și în buzunarul drept are spioni, puneți acolo, niște din ăștia, niște spiriduși, că toți suntem în ajunul Crăciunului. Iar infiltrat, tot ce a venit și i-a raportat lui. Nu se duce la CIA, nu se duce la Mossad, se duce la el, că tot știe că el e cel mai important, el e capul la toți. Nu fiți atenți! Și musteața ăsta nostru, care e deștept, bă, a anunțat toată planeta că rușii se pregătea să invadieze țara, bă, țara lui Ștefan.
Bă, fraților, Prostalău a băgat spaimă în toată Europa. Dar el n-a făcut decât ce a ordonat Maiuța. Bă, trebuie să-i speriem pe toți, să trimită NATO, că altfel fac moldovienii, revoluție și ne ia gâtul la toți. Și Prostalău a făcut un circ mondial, toată planeta stă pe ghimpe acum că Rusia invadează Moldova și atunci, clar, e al treilea război mondial izbucnit pe față. E, dragii mei, e de cascadorii râsului, ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns, dar vă dați seama ce spaimă a băgat omul ăsta în toată lumea? Vă dați seama că sunt prostani care au pus votul la așa ceva, inclusiv din România? Vă dați seama că Gâdea și cu Tudor, Radu Tudor, au sărit imediat să-și dea cu părerea la cât de gravă e situația și cum trebuie imediat trupele NATO să intervină? Bă, dar n-au văzut pe nimeni să la trebuie că vă sunteți nebun? Păi rușii nu reușesc să treacă Nipru, acolo, lângă granița lor. Au fost nevoiți să se retragă din Herson, care era la 100-200 de kilometri de Crimea, de loc unde au trupe și unde au tot. Băi, n-au fost în stare să intre în Kiev, care e la 200 de kilometri de granița cu Rusia. Băi, și cum să ajungă ei până în Moldova? Că de la ruși până în Moldova, băi, trebuie să străbați toată țara în lume și în la toată Ucraina. Cum dracu să pui botul la așa ceva? Adică Rusia nu e în stare să cucerească o fâșie lată de 300 de kilometri, 400 de kilometri și o să străbată 2000 de kilometri ca să ajungă la Moldova și să se și susțină logistic, să aibă și oameni, și armament. Toată ziua auzim la televizor că Rusia nu mai are rachete, gata, s-au terminat, mai are încă de 2-3 rafale și s-au terminat. Bine, adevărat că auzim asta din luna aprilie, că rușii mai au rachete pentru încă 2-3 zile. De 2-3 zile alea încă nu s-au scurs din aprilie. Dar, bă, fraților, este noaptea minții. Chiar au pus mulți votul la așa ceva. Acum aflăm că ăștia rușii, paradoxal, știre, am citit-o, stați să vedem, să vă și citesc, că e păcat să nu vă o citesc. Bă, fraților, și că... da, nu știu dacă am. Da, și că zicea știrea că ultimul atac al rușilor cu 40 de drone au fost toate 40 anihilate în aer, niciuna nu și-a atins ținta. În celelalte zile, în toate citesc știrile, probabil că și voi le citiți. Băi, oameni buni, numai asta citim. Din 70 de rachete trimise de Rusia, 68 au fost doborâte de apărare antiaeriană. Din 50, 49 au fost doborâte de apărare antiaeriană. Bă, ok, nu am nimic împotrivă. E foarte performantă apărarea antiaeriană ucraineană. Și cred asta, de ce? Pentru că citesc știri și de pe agențiile de presă americane, care mi se spune că Statele Unite a trimis în Ucraina cele mai performante sisteme de apărare antiaeriană, antirachetă, sistemele NASAM. Nu știu ce e, dar am înțeles că sunt Mercedes S-clase în domeniu, adică nu există ceva mai performant care rade și păsările în zbor care vin din Rusia. Mai mult aflăm de la nemți că și nemții au trimis cel mai performant sistem antirachetă din lume, Iris-T, care, bă, frate, nu există să dea eroare, nu trece nici pasărea cerului. Bă, coroborate astea două, mi-arată mie, cu toate că dacă sunt așa tari, mă gândeam, bă, cum dracu de totuși un procent de 1-2% din rachetele rusești totuși reușește să treacă. Bă, da, pe de altă parte, citesc că 3 sferturi din infrastructura
Ucraineana a fost distrusă de ticăloșii de ruși, care trebuie să plătească, pentru că au distrus toată Ucraina, că au dus Ucraina în evul mediu, că nu mai există curent electric. Am văzut hărți făcute, fotografii din satelit noaptea. Toată Europa și toată lumea cu becuri, cu lumini, numai Ucraina o pată neagră, fără nicio lumină. Bă, tată, dacă se așa grozave apărările antiaeriene, americane și germane, cele mai fantastice din univers, dacă sunt 40 din 40 de drone doborâte de mari eroi ucraineni, bă, atunci cum dracu a ajuns să fie Ucraina cu toată infrastructura distrusă și în evul mediu? Cum? Că se bat cap în cap astea două. Păi ca să distrugi toată infrastructura Ucrainei, trei sferturi din ea, păi trebuie ca mii, dacă nu zeci de mii de rachete, să-și atingă țintele. Nu numai să cadă în Ucraina, dar să și cadă unde trebuie. Că degeaba cade la 10 metri de centrala electrică. Deci vă dați seama că nici ea, că-s proști rușii, nu așa am fost învățați, că-s proști, că au rachetele lor microprocesoare de la mașinile de spălat și de la fiarele de călcat, nu? Așa ne-a spus propaganda, ceaușistă era să spun. Păi mă, dacă au microprocesoare de la mașinile de spălat și de la trenulețele de jucărie, păi mă, nu prea și ating țintele, mă gândesc, că nu au super performante microprocesoare americane, nu? Sau japoneze. Vă dați seama că au așa microprocesoare de ciurli-burli. Probabil că una din 10 rachete ce pică în Ucraina își atinge și ținta. Păi da, dar atunci înseamnă că apărarea antiaeriană? Cum? Adică au ajuns sute de mii de rachete rusești să cadă în Ucraina, din care doar 10% unde trebuie, adică câteva zeci de mii, să distrugă toată infrastructura, să plângă toată America, toată Europa, că rușii au distrus Ucraina și că va costa mii de miliarde de dolari reconstrucția Ucrainei. Dar pe de altă parte ne spui totul, aceeași agenție de presă, că rachetele rusești n-au cum să pătrundă prin scutul antirachetă germano-american. N-au cum, e imposibil. Doar câte una din când în când și aia rătăcită. Bă, bă, fraților, când mințiți? Băi, satanelor, lămuriți-ne, nu ne mai mințiți atâta. Încercați măcar să fiți logici. Bă, frate, nici măcar logică, nici de bun simț. Vă dați seama, una după alta știri, una zice că rachetele rusești nu pot să străpungă scutul antirachetă, că sunt doborâte 99% din cazuri, după care vine știrea care spune că rușii au distrus cu rachetele toată infrastructura Ucrainei și va costa mii de miliarde de dolari refacerea ei. Bă, cât de... Bă, ori ești prost tu, CEO-ul Ciurli Burli, care dai drumul la asemenea știri, la agenția de presă, ori crezi că noi suntem tâmpiți. Mai curând cred că e așa. Dacă așa vine ordine, sunt ordine confuze, că nici George Soros nu mai este la vârsta la care să fie toate rotițele unde trebuie, știți? Și dă până la pe telefon și dă un ordin, nu? Sau Rothschild, nu? Dă telefon la CNN, băi, papagalilor, dați știrea că nu trece nimic de scuturile noastre. După care, după 5 minute, se enervează când află ce distrugeri sunt în Ucraina și dă iară telefon, zice, băi, dați știre că o să plătească rușii pentru toate distrugerile produse. Uită prostul că mai devreme a dat ordin să se dea știrea, că altfel nu se explică. Și sigur că da, tu ce poți să faci? Eu la CNN, când sună stăpânul Rothschild și îți dă ordin. Bă, aceea, ce a zis? După care, peste un sfert de oră, când dă iar telefon, poți să-i spui, stăpâne, știi, dar ești prost de bubuie, ai nebunit, ai uitat acum un sfert de oră ce? Nu poți. Execuți că iei salariul 50.000 de dolari pe lună și asta este. Și dacă vine după aia unul ca primul și le deschide ochii amărăștenilor și le arată cât de penibil e totul. Nu mai contează. Și așa, ăștia care se uită la primul sunt 1.100 de oameni.
ciurului burlii, tralala. Insignificant. E bine, dragii mei, președintele, ce vreau să concluzionez, că plecasem de la, de la Măiuța, Soros, se pregătește cu îndârjire un plan prin care, sigur, ideal ar fi ca Moldova să se unească cu România și automat Moldova să fie în NATO. Pentru ca trupele NATO să se ducă acolo, aproape de linia frontului, să poată mult mai ușor să alimenteze cu arme Ucraina și să poată participa mult mai eficient la deratizarea zonei de sud-est a Ucrainei, unde trebuie să se facă pârtie, unde trebuie să se facă teren viran pentru viitoarea împărăție modernă, cazară. Până când nu se realizează acest scop, nu se va opri războiul. Dar Moldova trebuie să slujească și ea în acest plan și pentru asta trebuie aduse trupele NATO acolo. Unirea României cu Moldova este foarte puțin probabilă. De ce? Pentru că ar trebui să se organizeze un referendum. Nu e problemă cu referendumul din România, că prostalei ăștia din România sunt turma asta de oi. Ei s-au convins despre ce e vorba cu turma asta, își dau seama cam câte parale face și mai ales cât de ușor este de manipulat. Ați văzut, se poate compara românul cu o cafea la OMV. Nu e nicio problemă. Dacă le spui românilor, votați la referendum că vă dăm la toți câte un fular, cu Messi. Nu votează românii și să se unească Paraguaiul cu Coreea de Sud. Nu e nicio problemă. Votează românii dacă îi dai un fular cu Messi. Am zis și eu, am exagerat. Bă, fraților, unirea României cu Moldova nu se poate face pentru că poporul basarabean este net defavorabil. De ce? Pentru că în Basarabia au rămas majoritar rușii, pentru că au avut grijă tot americanoizii împreună cu Lacheu Băsescu să depopuleze Basarabia de români, pentru că așa era interesul lor atunci. Între timp s-a schimbat treaba, dar nu mai au cum să facă. Cum să-i duc acum înapoi pe basarabenii români care au plecat de acolo și asigurau majoritate românească? Acum nu mai avem majoritate românească în Moldova. Acum Moldova este majoritar rusească. Și atunci, bă, tată, nu poți să falsifici un referendum chiar atât de grotesc. Diferența între cei ce vor unirea cu România și cei ce nu vor este uriașă. Doar vreo 30-35% vor unirea cu România și vreo 60-70% nu vor unirea cu România. Deci nu prea ai cum să măsluiești un astfel de referendum, pentru că atunci se enervează Rusia. Și atunci rămâne chestia asta. Băi, ia să vedem noi cum am putea, în cazul în care începe o revoluție, să justificăm intervenția trupelor NATO din România în Moldova ca să restabilească ce? Ce? Ordinea, democrația, libertatea. Statea, nu? Statul de drept. Nu se face pe la găinii, numai când aud statul de drept. Democrație. Cum să nu ți se facă pe la găinii? Bă, fraților, pentru asta merită să moară tot poporul român. Merită tot poporul român să moară pentru statul de drept din Moldova. Păi cum, fraților, să nu înceapă un război mondial? Cum să nu înceapă orice? Cum să nu ia să plece toți tinerii români la război pentru a salva statul de drept în Moldova și a opri revoluția antimaiașă? Pentru că asta, dacă începe în Moldova o revoluție, nu poate fi decât antimaiașă. Păi cum, fraților? Păi am ajuns noi românii să acceptăm așa ceva? Noi care suntem mari iubitori de maiași. Noi românii care suntem prietenii multimilenari ai maiașilor. Noi am fost de-a lungul istoriei frați cu Codru și cu maiașii. Și cu Egiptul Antic. Și cu astecii am fost. Da, da. Am fost cu mai mulți. Da. Și cu Negribantul. Cu Negribantul am fost cel mai prieten. Da.
suntem cunoscuți în istorie, că suntem foarte prietenoși, suntem friendly. Da, și cu austriecii am fost, ne-am dat tot, ne-am dat tot, tot, femei, bani, aur, păduri, tot. Așa suntem noi friendly. Dar, ce am fost cu alții am fost, dar ce mari prieteni am fost noi cu Maia și n-am fost cu nimeni. E, dragii mei, acum. Cum o să se sfârșească beleaua din Moldova? Că, atenție, dacă câștigă Revoluția anti-maiașă, automat devine sferă de influență rusească. Nu-i bine pentru marii noștri prieteni cazari. Și este cazus belli. Sunt acolo, NATO cu Rusia. Îi desparte prutul. Dacă nu câștigă Revoluția anti-maiașă, nu că știe că se bagă trupele NATO, prietene și ele cu maiașii, bă, fraților, legăturile diplomatice dintre Imperiul Maiaș și NATO sunt încă de acum 1500 de ani. Sunt de pe vremea lui Quetzalcoatl. Adică și el, Quetzalcoatl, a fost prieten, a fost la curve împreună cu Joana și cu Stoltenberg. Sigur că Stoltenberg a fost la băieți. Nu știu cum au fost, că la ei nu contează sexul. Dar ei se ajută, se iubesc toți între ei, că așa este în Uniunea Europeană, așa e la NATO. Se stinge lumina și care cu care nu contează sexul. Se iubesc, love, asta e totul. Asta nu au rușii, vedeți? Asta lipsește rușilor, asta lipsește culturii rusești, asta lipsește ortodoxiei în general. Spiritul ăsta de iubire, dezinteresată de genul, de sexul partenerului. Asta nu are deloc, nu știu. Este o mare, cu toate că ați văzut în Biserica Ortodoxă la noi, preoții de multe ori încearcă să se muleze, să se adapteze la aceste noi tendințe culturale. Ați văzut? Nu intru la mănunte, că nu vreau să-mi fac dușmani în Biserica Ortodoxă, dar așa zic ziarele, așa zic astea, presa, așa am văzut judecatele la sinod și la alea. Se întâmplă să fie niște influențe, nu? Așa se întâmplă. Dacă ai liberă circulație, vezi că Schengen nu a reușit să oprească aceste progrese, aceste influențe progresiste. Nu a reușit, dar cu timpul veți vedea că și la noi va fi, nu mai e mult. Pentru că fundațiile Soros au lucrat la greu pentru ca românii să evolueze. Mai corect spus, să progreseze. Am progresat noi românii și progresăm în continuare. Nu mai mult până renunțăm și la religia ortodoxă. Renunțăm la orice de dragul partenerilor strategici și a prietenilor noștri maiași. Așa că, fraților, pregătiți-vă că s-ar putea să fie nevoie ca noi românii să ne aducem ofranda de sânge din prietenie cu Imperiul Maiaș. Dragilor, am o veste foarte proastă, probabil că știți, foarte multe cazuri de infecții de viroze respiratorii în România. Este o nebunie totală ce se întâmplă. Foarte mulți adulți, dar și mai mulți copii, grav bolnavi de viroză respiratorie, dar nu numai în România. Este o situație general valabilă pe tot globul pământesc. Iată, am o știre din Germania unde zice că numărul persoanelor din Germania care suferă în prezent de o infecție sau de o boală a atins dimensiuni istorice. Asta spune un medic de la secția de terapie intensivă de medicină de urgență, Cristian Karagianidis, președinta Societății Germane de Terapie Intensivă. În ziarul Rheinische Post de sâmbătă. O citesc pe, mi-am notat aici citatul din doamna Cristian, zice așa, rata de îmbolnăvire la nivelul întregii populații este în prezent extrem de ridicată, nu am mai trăit niciodată în cariera mea așa ceva.
am citat-o pe această șefă de la terapie intensivă, președinta Societății Germane de Terapie Intensivă. Deci, mă, fraților, același lucru se întâmplă în România și se întâmplă peste tot din informațiile pe care le am eu. Este, sigur că da, sunt, e viroza respiratorie care, în mod normal, până la o avem în fiecare an. Și care trecea fără mari sincope, fără mari drame. Când murea câte unul, doi, ziceai că, mamă, ce eveniment special, la televizor, imediat era dat cazul, a murit un bătrân de viroză respiratorie. Iată, și anul acesta, mi-aduc aminte știrile, erau și anul acesta, în perioada de gripă, au murit 4 bătrâni de gripă din... Bă, fraților, acum este vorba de zeci, sute de morți zilnic în România. Nu se mai face caz, de ce? Dar nu se mai face deloc caz. Nu mai vorbește nici Rafaelul ăsta al nostru, Rafila, nici arabul ăsta, ăsta cum îl cheamă, de Rahat, nu mai vorbește nici Jurma, nu mai vorbește nici ministrul, primul ministru, nu mai vorbește nici Iohannis, nu mai vorbește de morții de din ăsta. Nu mai e cazul. Nu mai e subiect interesant pentru Rothschildieni. Dar de ce nu mai e subiect interesant pentru Rothschildieni? Nu la mână. Pentru că și-au făcut planul de... Nu mai interesează. Doi la mână. Pentru a nu deschide ochii prostanilor, că, bă, frate, de ce creează atâtea victime viroza respiratorie? De ce sunt atât de mulți grav bolnavi acum, în 2022, și n-au fost înainte de aceeași situație? Păi de ce? S-ar putea ca prostanii să-și dea seama, aoleu, au distrus sistemul imunitar, aoleu, avea dreptate primul, avea dreptate Șoșoacă, când spuneau, bă, fraților, nu vă că vor să vă omoare cu... Adică dacă acum vin și vă spun că sistemul imunitar a populației s-a prăbușit, că toți aceia care s-au nu mai au sistem imunitar propriu, ci le-ar trebui în permanență ca să aibă protecție, atunci ar ieși revoluție. Mai mult, n-ar mai accepta oamenii să fie copii. Nasol, da, mai bine să trecem cu vederea. Să nu mai știm că e că sunt lucruri mai importante acolo. Acum, planul cu s-a dus, acum este, s-a trecut la etapa a doua, de rărire a populației, acum se rărește populația de la sine, din orice gripă, din orice viroză respiratorie, vine doamna cu coasa și uite așa face, pat, 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 pat. De ce? Că 70% din populație nu mai au protecție, nu mai au anticorpi, nu mai au imunitate. Și atunci, care înainte era inofensiv pentru că sistemul imunitar îl dobora, îl căsătea, acum nu mai are cine să lupte cu... Din cauza asta s-a ajuns în situația asta pe tot globul și în țările cu rată de mai mare, cu probleme mai mari decât în alea cu rată de mai mică, pentru că este o corespondență incredibilă. Și cu indicele de mortalitate, care anul ăsta este mult mai mare în țările cu rată mare decât în țările cu rată mică. Sigur că sunt coincidențe. E teoria conspirației a lui Primo. Bineînțeles, bineînțeles. Ei bine, dragii mei, ce vreau să vă spun? Celor care v-ați aveți o singură soluție, după părerea mea. Luați quercetin, luați D3. Luați omega 3, omega 6. Luați în fiecare zi o lingură de miere. Luați zinc. Există vitamina aceasta, există acest supliment alimentar cu zinc. Faceți tot ceea ce puteți să vă creați un sistem imunitar artificial. Sigur că vă costă, dar se la vie. De când lumea
E un dat al lui Dumnezeu, prostia costă. Dacă ați făcut prostia să vă faceți, acum plătiți ca să vă refaceți sistemul imunitar. Cei ce nu sunteți, faceți o altă chestie. Luați-vă să aveți în casă. Paracetamol, luați-vă să aveți ivermectină neapărat. Nu vreau să mai intru în amănunte cu ivermectina. Eu am fost bolnav și eu am luat. Vă și spun, de la cine? De la Diana, în emisiune miercuri. Ea era mai de ea, am luat și eu. Am simțit când m-am dus acasă că bă, parcă începe să mă râcâie, că încep să tușesc și eu. Am tușit o dată de două ori sec, am văzut exact cum tușea Diana, imediat. M-am uitat să văd despre ce poate să fie vorba, informații, în toată presa internațională. Ce? Adică, tot o făcătură, un laborator. Ok, nici nu mai contează cum a apărut acum anul ăsta din nou. E imediat, ivermectină. Am dus, am luat două pastile de ivermectină. Vă dau cuvântul meu, după o oră nu mai aveam niciun simptom, nu mai simțeam nimic, absolut nimic. După 12 ore am mai luat încă, trebuia încă două, dar am zis că nu are rost să risipesc, am mai luat doar una. Am avut boala. Față de alții care am prieteni, cunoștințe, am un prieten care a murit din cauza acestui virus. Acum, am și povestit în emisiunea trecută, sunt 10 zile de când a fost în Europa. Deci, dragii mei, luați-vă măsuri. Să aveți în casă toate astea și suplimentele de care v-am zis și medicamente. Pentru că, iată, nenorociții nu numai că au lansat ca să deratizeze. Dar nici nu bagă medicamente în farmacii. În toată Europa nu există antibiotice, nu există nu numai în Europa, nici în America, nu există amoxicilină, nu există ibuprofen, nu există medicamente esențiale pentru tratat viroze și răceli. Cum dracu, mă, frate? Și că e criză. Au adus specialiști la televizor să explice că nu există medicamente de răceală și de viroză în farmacii, pentru că, vezi, Doamne, n-au putut fabricile farmaceutice să producă suficiente. Bă, toată lor! Dar au putut să producă cât să fie pentru 80 de miliarde populația globului. Pentru au putut să producă, tată, no limit, un, doi, ca să facă paracetamol și amoxicilină, un antibiotic care nu costă aproape nimic. Pentru asta nu există posibilități, nu există. Sunt greutăți, sunt producția merge încet. Bă, fraților, ce vreți mai evident că vor să ne rărească? Bă, nu numai că lansezi pe fondul slăbirii sistemului imunitar la 70% din populație. Nu numai că îl lansezi, dar scoți și, elimini toate, oprești furnizarea de antipiretice și antibiotice în toate farmaciile. Nu că zici, bă, dacă zici că România zice, are prima o idee fixă. În toată Europa și în toată America. Situația este aceeași. Intrați pe Google și căutați și vedeți că în America e aceeași situație. Nu găsești o pastilă împotriva virozei respiratorii. N-ai cu ce să te tratezi. Dacă ai sistemul imunitar mai slab, să ești bătrân, mori cu zile. Asta e. Bă, este incredibil, băi, oameni. Este pur și simplu, este măcel pe față. Este deratizare oficială, fără niciun ascunziv. Îmbolnăviți-vă, muriți, că noi pastile în farmacii nu vă dăm. Descurcați-vă, faceți ceai de sunătoare, ceai de mentă, încercați cu asta, poate vă fac bine. Este pur și simplu deratizare ceea ce se întâmplă. Și prostimea, turma de oițe, ce face? Merge. Și
se duce frumos, l-a tăiat, vine macelarul, ia gâtul, da, altul, asta e, săravi. Deci, cei ce vă uitați la emisiunea mea, ați văzut, acum vreo două luni când m-am zis, luați-vă medicamente, că urmează o nouă și nu o să găsiți medicamente. Cei ce vă uitați la această emisiune și țineți cont de ce vă spun eu, din nou ați mai trecut o etapă, ați trecut într-un stadiu superior, e ca la jocurile alea pe computer. Ați mai trecut într-un stadiu superior, ați mai urcat o treabă. Cei ce vă uitați și nu vă interesează, ziceți, lasă mă, vorbește și prostul ăsta ca să se află în treabă, să se dea mare, nu? Cum zice câte unul, că mă dau mare, că le știu pe toate. Păi da, dar vă costă dacă nu țineți cont de ce spune. Dacă vă uitați degeaba, vă costă. Da. Dragii mei, următorul punct despre care vom vorbi este scandalul uriaș de corupție pe marginea Qatarului. Păi, bă, fraților, știți că în Qatar tocmai s-a terminat campionatul mondial de fotbal. Un eveniment în care qatarizii au investit aproximativ 300 de miliarde de dolari. Vă dați seama ce înseamnă asta? PIB-ul României pe un an de zile. PIB-ul României pe un an de zile. Toți banii care se mișcă în România într-un an de zile, ăștia au investit numai în organizarea unui campionat mondial de fotbal pe durata a două săptămâni. Sau trei. Bă, fraților, suma este imensă. Niciodată în istoria omenirii nu s-a investit o așa sumă în organizarea unui campionat mondial de orice fel. De ce s-a întâmplat acest lucru? Și coincidența fantastică cu scandalul de corupție din Uniunea Europeană, care ce face? Încearcă Uniunea Europeană, nu? Încearcă Ursula, cea care este mereu scoasă la înaintare și care este purtătoarea de idei a rotșildienilor, încearcă să creeze o atmosferă ostilă Qatarului. De ce? Din nou, pentru că ajungem la ceea ce este cel mai important în această lume. Bani. Qatarul, dragii mei, este cel mai mare producător mondial de gaz. Și exportator normal de gaz natural lichefiat, GNL. E bine, în condițiile în care Ursula a primit ordin de la stăpânii să nu mai aducă gaz natural prin conducte din Rusia, are nevoie să ia gazul din altă parte. Chiar dacă la preț de 5 până la 10 ori mai mare. E bine, și cine ar putea fi furnizor de gaz natural lichefiat, dacă nu, Qatarul și Statele Unite, singurele țări care pot suplini golul lăsat de furnizorul rus Gazprom. E bine, e o problemă. Qatarul nu vrea să ceteze șantajului de a vinde gazul la un preț foarte scăzut Europei. Nu numai că nu vrea să ceteze șantajului, nici nu vrea Qatarul să înțeleagă cât de important este ca gazul din Qatar să fie exploatat de către o firmă profesionistă. Adică, cum ar fi? Sigur, nu intră în calcul OMV, care e ciurli-burli pentru ceea ce e acolo în Qatar, dar cum ar fi, de exemplu, Exxon sau Chevron, nu? Sau British Petroleum, care, sau Royal Dutch, care nu e așa, sunt firme profesioniste, nu? Care știu cum să le extragă și cu redevențe foarte bune. Ați văzut, ei pot să ofere redevențe de chiar și de 5%. Îți ia tot gazul și după 5% îți dă ție, tată. Sigur că da, după ce a măsluit profitul, ca să nu pară așa mare cum este, să fie, de fapt, 2% în termeni net. E bine, dragii mei, Qatarul nu a vrut să cedeze șantajului. E o țară mică, e o țară care
ce să vă spun eu, care nu poate să se compare, să țină piept Americii sau Statelor Unite. Și atunci, sau Statelor Unite ale Americii sau Europei, îmi cer scuze, sunt și eu foarte obosit. Și atunci, sigur că se pun pe și mari de tot, pe această mică țară, minusculă țară, Qatar, să îi se ia gazul. Și, sigur, încep presiunile deja după un tipar bine cunoscut. Nu? În Qatar nu e democrație, nu e democrație, în Qatar nu se respectă drepturile LGBT, ați văzut Naționala Germaniei, frumos, protest, pentru că în Qatar bărbații nu sunt lăsați să se aia în fund cu alți bărbați. Mare scandal și să se retragă Naționala și circ mondial, ce dictatură ticăloasă. Nu, parcă ne ducem aminte o altă țară care avea ghinionul de a sta pe zăcăminte uriașe de petrol și gaz și americanezii și-au dat seama că e dictatură ticăloasă. Nu, parcă ne ducem aminte că și în Libia s-a întâmplat același lucru. N-au vrut să-și dea gazul și petrolul și au constatat că e o dictatură ticăloasă și jap. Parcă și în Irak și-au dat seama că e o dictatură ticăloasă și jap petrolul și gazul. Și acum, din nou, dragii mei, ce aflăm? Ce aflăm? Acum, când a devenit foarte interesant gazul qatarez, aflăm că și Qatarul e o dictatură ticăloasă, mă, fraților. Păi, e și, a devenit proverb. A devenit proverb mondial. Proverb de sărgite americanoidă, rothschildian. Deasupra oricărui zăcământ mare de gaz sau petrol în lumea asta, stă un stat dictatorial. Nedemocratic. E lege, e fundamentală, e axioma lui Rothschild. Oriunde veți găsi pe planeta asta un mare zăcământ, o mare bogăție, în subsol, imediat, agențiile de presă, CNN, va descoperi că deasupra acelui zăcământ este o dictatură, un sistem, un individ periculos, fascist, nazist, care trebuie stârpit și care după aia trebuie ajutată țara aia să-și exploateze bogățiile. Pentru că, nu e așa, ei au exploatat în timpul dictaturii cu mijloace proprii, dar nu știau să facă nu știu să facă verde. Verde. Și dacă nu exploatăm verde, da, frate, nu se poate. În noua ordine mondială trebuie să exploatezi verde bogățiile mari de petrol și de gaz. Nu știi tu? Lasă că Exxon, fi Chevron și ți le exploatează ei. Verde. Sigur că da. E, asta este situația în Qatar. Și pentru că nu era de ajuns, că este o țară antidemocratică, anti-LGBT, care nu respectă drepturile femeilor. Frate, mai lipsea ceva. Știți care este elementul fără de care nu se poate, nu poți să ataci o țară numai din motivele astea, mai trebuie nu. Să fie corupt. Corupție. Corupția ucide. Bă, frate, gata. Papa, s-a aflat. Qatarul a încercat să mituiască niște europarlamentari cu teancuri de bancnote de 10 și 20 de euro. Ați văzut pozele? Un munte de bancnote de 10, 20 și 50 de euro. Doar câteva erau de 100. Puțină de toate. Adică a venit avionul qatarez, ticălos, dictator, anti-LGBTist, a venit avionul ăla ticălos, plin cu teancuri de 10 și 20 de euro, l-au băgat într-un camion, direct s-au dus la curvetul ăla, la grecoaica aia, la Bruxelles, i-au descărcat în fața casei camionul cu bagnote, asta cum ăsta și cu tare s-au luat lopeții, l-au început să bage în casă pe geam, bă, ce să vezi, bă, tata? Primul europarlamentar din istoria Europei care este arestat. Pentru ce? Pentru corupție, auziți ce a vrut să facă grecoaica asta, adică luase. Să pună, să facă lobby ca să convingă Parlamentul European
să ridice vizele pentru cetățenii catarezi. Vă dați seama ce pericol imens să vină catarezii ăia care nu le place la gămoază, care nu știu ce plăcere este să facă amor bărbat cu bărbat și femeie cu femeie, să vină în Europa și să îi învețe și pe prostanii de aici că nu e bine. Păcat mai mare pentru noua ordine mondială, pentru familia Sereș, pentru familia Schwab. Se poate păcat mai mare ca ăsta. Vă dați seama, a vrut să facă lobby și a făcut lobby, curvetul Grecoica a făcut lobby pentru Qatar să nu mai aibă nevoie de vize. Sigur că da, e corupție, pușcărie. Bă, fraților, i-au găsit 600 de mii de euro. Jumătate din salariul pe care îl primește sub formă de șpagă Ursula von der Leyen prin bărbatul său de la... Dar atenție, acolo nu e stilul ăsta grotesc de a da șpagă, ca pe vremea lui Hrebenciu și a lui Cosmâncă și a lui Videanu și a lui Blaga. Nu, acolo la Ursula se aplică sistemul de șpagă american. Faci lobby, adresul. Sistemul deja evoluat și de la noi. Angajăm pe bărbatul tău sau pe nevastă ta la noi la firmă sau la o firmă subsidiară cu un salariu uriaș, nu-i așa? Pentru că brusc a devenit indispensabil soțul sau soția. Nu? Unde-s cazurile? Barna, MRU, Dăncilă, aia mai departe. Exact la fel și Ursula prin bărbatul. Sigur că bărbatul Ursula nu s-a nimerit la OMV să fie angajat. Nu! Când a avut Ursula business cu OMV-ul, el a avut noroc că se zice coincidență fantastică imediat ce a început. Unde credeți că a primit un loc de muncă bărbatul Ursula? La o subsidiară lui brusc și-a dat seama care uriașă nevoie de bărbatul Ursula. Și nu oricum, ci cu un salariu de vreo 1,5 milioane de euro pe an. Bă, asta înseamnă, bă, să-ți dai seama brusc. Bă, asta e alt stil de a face corupție. Alt stil de a da șpaga. Asta înseamnă să dai șpaga cu stil. De ce? Că zice că un europarlamentar nu poate fi băgat la pușcărie și nu poate fi anchetat decât dacă este prins în flagrant când ia șpaga. Păi pe Ursula... Cum să prinzi în flagrant când e oficial? Că bărbatul tău a fost angajat la și ia salariu. Sigur că e șpagă pe față. Dar nu-i flagrant. Nu-i flagrant. Unde-i flagrant? Omul a schimbat serviciu. Asta este. Dacă a devenit talentat brusc și și-a dat seama că are nevoie de el și el săracul. Asta s-a gândit mult. Dacă se accepte slujba asta de la 5.000 de euro pe lună la 100.000 de euro pe lună, s-a gândit, greu a luat decizie, până nu a acceptat. Deci, altă treabă, bă, fraților. Știți care e frumusețea, toată frumusețea în chestia asta? Că, la fel ca în toate cazurile, când se învârt șmecherii, bani și păgi, și în afacerea asta, șeful sau capul răutăților, cel ce face legătura între șpăguitori, între șpăguitorii catarezi și șpăgarii europeni care sunt de ordinul zecilor în Parlamentul European care au pus votul la lobby-ul catarezi și care au luat bani, dar cine este elementul de legătură? Este ambasadorul României în Qatar. O să vedeți, o să devină public. El este cel care a făcut toate legăturile dintre Grecoaică și catarezi, care a negociat, care a luat comisioanele, care a băgat și niște parlamentari, europarlamentari români în zonă. Bă, dar pe cine vă să bagi? Auzi, bă, pe cine să-și păguiești? Bă, cum să ajungi chiar atât de jos, mă? Să-și păguiești pe Cristian Bușoi, pe papagalul ăsta, pe măscăriciul ăsta, pe prostalăul ăsta. Bă, să-i dai lui ăsta bani. E incredibil. Dar auzi ce zice Bușoi? Ce, n-am niciun amestec. Eu n-am luat șpagă, zice. Doar am preluat președinția grupului de prietenie cu Qatarul
din dorința de a avea contacte diplomatice cu reprezentanții acestei țări. Bă, Bruce Boucher, așa? Când a văzut că vor catarezii să vină în Europa fără viză, Bruce Boucher a apucat o dragoste de catarezi, un interes imens pentru cultura, cultura fantastică catareză, vă dați seama, n-ați auzit de cultura catareză? Cum era? Una dintre cele mai mari culturi, civilizații, de 10 milioane, catarezi, cum era? Ei sunt urmașii aztecilor, a babilonienilor, a sumerienilor, a acadienilor, a egiptenilor, a maiașilor, a incașilor și a cui, dar nu că ei se supără, dar sunt urmașii lui toți, mă. Păi cum? Și atunci Boucher a zis, bă, eu din dragoste pentru Qatar am făcut eu, am luat președinția grupului de prietenie cu Qatar. Nu așa, s-a numerit. Îi spune el că a participat la două evenimente în Qatar, între care conferința internațională Social Media, provocări, protejarea libertăților și promovarea activiștilor. Exacte. El, Boucher, rezolvă imediat democrația în Qatar. El de-aia a preluat, ca să rezolve problemele de democrație din Qatar. A încercat săracu, a făcut tot ce a putut, ca să transforme dictatura într-o democrație. Fiți atenți, Boucher nu e corupt, fraților. El este democrat până în măduva oaselor și a vrut să-i ducă pe drumul cel bun pe qatarezi. Sigur că nu pe gratis. Sigur că și mai ales frumusețe că nimeni din Parlamentul Uniunii Europene nu a știut și n-a aflat de aceste participări ale lui Boucher și de acțiunile lui, de încercările lui disperate de a democratiza Qatarul. Nimeni n-a știut, nimeni n-a aflat, n-a fost niciun fel de sarcină din partea Uniunii Europene. El s-a dus acolo benevol. Benevol! De ce? Că a vrut să facă un bine poporului qatarez, care are suflet mare. Da. Problema e că a ținut secretă deplasările astea în interes de serviciu. Sigur că a ținut secret și banii pe care i-a luat. Sigur că n-a fost prins când a luat șpaga. Și atunci, bineînțeles că, nu-i așa? Cine face legea în Uniunea Europeană se și bucură de ea, nu? Ei, parlamentarii, au făcut legea, frumos, au imunitate, că ci că la români, politicienii, ticăloși, au imunitate, poate să facă ce vrea. Nu, dragii. Nu. Sistemul e ticăloșit peste tot, nu numai. Și în Parlamentul European, veți vedea, Boucher al nostru se va dovedi că a luat șpagă, dar pentru că și nu există, probabil, nici dovezi, că dacă a luat și el șpagă cu sacul sau cu plasa sau cu lopata, sigur că da, ai deschis un cont nenominal într-o bancă, nu e nicio scofală, ai un cont în care trebuie să știi tu numai o serie foarte mare, o parolă, și nimeni n-are cum să știe. Adică poate știu marile servicii secrete, poate că au cumva, dar teoretic e greu să se întâmple. Teoretic e posibil, dar practic e greu să se întâmple acest lucru. Mai ales că, stai așa, că nu l-a prins în momentul în care lua banul de la qatarezi, când îi dădea plasa cu bani, cum i-au dat și regele Charles, nu știu dacă știți, și pe regele Charles tot așa l-au corupt, cu 2 milioane dați într-o plasă, într-o pungă de neai. Ăsta e stilul qatarez, ce să faci? Bă, fraților, a scăpat. Păcăliciul ăsta, fața asta de imbecil al lui Boucher, care îl vede. Bă, dar zice, cum dragul, cine-i dă șpagălul ăsta? Uite-mă că a găsit și prostarul ăsta pe cineva care să-i dea șpagă. Nu te-am mințit, dați seama, Boucher ăsta este milionar în euro cu fața aia de dobitoc. Bă, asta înseamnă să fii oportunist, să te adaptezi la sistem, chit că ești prost de mori. Deci poți să ai succes. Asta e frumos în democrație. Că și un imbecil, și un dobitoc poate să prospere, poate deveni milionar. Uitați-vă la Ciulacu, la Ciutacu, la Câțu, la Ciucă, uitați-vă la Mușoi, uitați-vă la ăsta, la Barna, uitați-vă la o grămadă de imbecili, de dobitoci care sunt milionari. Pentru care sistemul e bun.
trebuie să ne bucurăm pentru ei, mai ales că, dragii mei, ne apropiem de sărbătoarea de Crăciun, când trebuie să fim mai buni, când trebuie să iubim și pe ei, și pe bușoii, și ciupalacii noștri, când trebuie să fim români și să ne vedem în primul și în primul rând de interesul nostru ca popor, de interesul nostru ca țară, când trebuie să ne trezim și să nu mai acceptăm să fim slugi, să fim bagiocoriți, să fim jefuiți, să ni se distrugă prezentul și viitorul și nouă și copiilor noștri. Dragii mei, vă doresc Crăciun fericit și sper să ne revedem cu bine la anul, în prima marți din 2023. Vom fi din nou împreună, iar până atunci vă spun ca la sfârșit, ca la orice sfârșit de emisiune, cu Dumnezeu mai. La revedere!